Și ai mutat canapeaua la bunica. Da, da. Era să fac accident. În cotul. Se pare prea hilar să te văd pe tine în pasat. Pentru la turbina. Fraților, știți deja ce facem în vlogul de astăzi? Mergem după mașină. Dar încă e mare pentru că nu am apucat să mă tun. M-a prins și PC-ul ca să postez clipul pe care l-ați văzut ieri sau la alter, nu știu exact când l-am postat. Dacă nu l-ați văzut, mergeți și dați un like și acolo pentru că am găsit un cuib de pânze la mine în casă. Și dacă vă întrebați ce e ăla, e un laptop, iar și-l vedeți în clipul trecut. Revenind la oile noastre, sunt dobitoc pentru că am uitat mașina acasă. Cum am făcut asta, nu știu, e ceva ce doar eu pot face. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc de aplauze, apreciez. Hai să facem la vlogul ăsta cât mai multe like-uri. Eu vreau 10.000. 10.000 e targetul meu pe fiecare vlog. Dacă e un vlog mai special, mai multe like-uri. Abonați-vă canalului să ne trecem toți prietenii și neapărat follow pe Instagram. Cred că ăsta o să fie auzit. Nu știu dacă o să mă îmbrac în pantalon lungi neapărat, pentru că bine, cei drept merg la munte, trenul am pe undeva pe la ora 4. Zic că poate să fie frig, dar nu știu exact ce să zic. Cred că merg în pantalon scurți. Ce e destul de nașpa e că nu am apucat să mănânc nimic înainte și probabil o să-mi iau ceva din gara de mâncare. Având în vedere că am terminat toate main quest-urile, cum ar fi bacul, permisul, școala și așa mai departe, nu mai am atât de mult timp ocupat, așa că o să mă dedic full time YouTube. Înainte aveam scuza asta că, bă, frate, n-aveam mașină, sala era tocmai în alt oraș și nu puteam să mă apuc de sală și ghiși și acum am mașină, dar am sala în cartier. Mă duc că merg 2 minute pe jos și am ajuns la sală, așa că nu am o scuză, mă apuc de sală pentru că a venit vara și nu sunt în cea mai bună formă a mea. Probabil vara asta nu o să fiu în cea mai bună formă a mea, dar vara viitoare rupem, promit. Și când o să plece trenul ăsta, că deja are întârziere 10 minute și nu mai suport pe să stau. Am zis acum 4 călătorii că aia o să fie ultima călătorie cu tren și ghișe. Să știți că n-a fost neapărat cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o, pentru că am stat vreo 3 ore în tren, 2 ore jumate, ceva de genul. Eu am și adormit pentru că știam că o să am de condus și așa. Dar pe lângă asta a fost, nu o să vă zic dacă moca sau nu, gen să nu vă treacă prin cap că a trecut controlerul pe lângă noi și că ne-a întrebat unde mergem Azuga, după aia a trecut puțin mai departe că a zis că am timp să ajung la voi și n-am mai ajuns. Să nu vă gândiți la asta. A meritat. Hai să mergem să luăm mașina. O să fie un pic mai complicat de făcut. O să fie să iau cheia, pentru că din toată ecuația asta am ales să nu-i spun mamei că o să iau mașina. Și nu-i ceva rău, pentru că știe tata că am vorbit cu el aseară. Plus că o să-l ajute și pe el, pentru că o să merg și o să-l iau eu cu mașina de la aeroport. V-am zis tata în străinătate, bla bla bla. Deci o să-i facem viața mai ușoară și lui. Doar că mi-e foarte sete. Și ce m-am gândit fix acum, când o să ajung în București cu mașina, o să sun pe mama pe video. O să îi zic să se ducă să-mi arate ceva la mașină sau o să sun direct cu mașina în spate. Nu știu, vedem atunci la moment. O să vedeți și voi pe clip ce prank îi facem mamei. Hey! Băiți, avem o problemă de acolo, mamă. Mama, era cât pe ce să fiu prins, băieți. Era mama în curte. Ce faci? Mama, ce faci? Ferească-mă Dumnezeu, bine venit acasă, Rubi. Ce surpriză plăcută. Da, vezi că plec acum înapoi. Dar nu știam dacă să zic sau nu că am venit. Eu doar am venit să iau suc ăsta. Mi-era sete la București și erau magazinele închise și am venit să iau suc. Înseamnă că te duci acasă, așa ai? Da, da. Doamne, ce putere are, Rubi. Oricum acum nu mai vezi pe vlog, nu mai plinge, gata. Bă, credeți-mă că mi se rupea efectiv sufletul să ajung acasă și să nu salut pe mama. Gen, da, era tare să se vadă pe vlog și așa, fără să mă vadă pe mine în realitate. Așa că trebuie să mă bag aici. Și trebuie să le și zic la băieți unde mă bag. Nu știu, voiam bă să mai vorbesc și eu cu mama, că știu că mama mă iubește mult, frate. A și afla că iau mașina. Eu inițial n-am vrut să-i zic pentru că mă gândeam că o să-și facă griji. Am permisul de 2 săptămâni și că merg pe autostradă și așa. Am zis mai bine n-o să știe și o să afle și o să vadă că m-am descurcat când o să ajung cu mașina. N-a zis nimic, aparent. Are încredere femeia în mine, papa. Erau acolo niște copii. Am 130 de kilometri de mers. Băi, sunt pregătit de drum. E primul meu drum așa mai lung. Și pe autostradă, băi frate, de-abia aștept. Sunt foarte încântat, acum sper să nu moară motorul aici în rampa asta. Glumesc, n-o să moară. Nu știu dacă în vlogul ăsta sau să fac un vlog special, o să fac reacția youtuberilor la mașină. Să-și dea și ei cu părerea, să vadă, bă, place sau nu-mi place Passatul. Vine partea asta cu curbe multe. Oh, ce-mi place, n-am mai fost pe aici de când eram în școală de șoferi. Băieți, era să fac accident. Bine, nu din cauza mea, evident. E o zonă aici a drumului unde sunt două benzi. Când e cineva pe banda 2, nu te bagi. Pentru că vrea să facă în stânga și el are prioritate. Vine de pe drumul prioritar, evident. Ce erau toți pe banda 1, adică n-avea niciun o treabă cu mine și se gândește unul, oh, hai să tai linia continuă și să mă bag prin fața lui. Vede, cea mai nesimțită frână am pus-o acolo. Mamă! Ce Chevy trece pe lângă mine, Camaro, e Sebi! Era un singur stop care merge. Aici Robi de la Edit, scuze pentru partea asta care o să vadă un pic nașpa. Era noaptea afară, mă rog, o să treacă repede. Și am ajuns, bă! Bine, stai să-mi fac acolo năzbâche. Bam, intrăm. Avem și semnalul pus, am dat și a doua ca ai sunt speed bump-uri. Gata, mă, oficial am ajuns în Cosmopolis. Nu vine să crede, am furat mașina lui tata și am venit până aici. Mamă, pot să dau și asta jos de aici, bă?
nu-mi place neapărat să îmi stau cu suportul ăsta. Ce faci? Hey. E contrasens. Cine sunt eu să le zic lor ce să facă? Ok, acum trebuie să vedem dacă ne lasă înăuntru, că nu-mi știe nimeni mașina. Mersi frumos. Nici n-a fost nevoie de prea multe lucruri. Da. Putem intra cu a doua în generatorii, băieți, nu intrați cu a patra niciodată. E urât să zic că i-am furat mașina lui tata și am adus-o tocmai până aici, dar i-am furat mașina lui tata și am adus-o tocmai până aici. A, băieți, încă o zi, bă, e tare rău de tot la București. Faza nașpa e că încă n-am apucat să mă tund. Uite, acum am ajuns și eu cu mașina, am parcat-o chiar acolo. Mult prea tare să conduci, mă jur, îmi place rău de tot. Atât că uite ce probleme am eu, pietonii nu sunt atenți. Efectiv, acum au trecut niște copii, gen unul era pe trotinetă și unul era pe bicicletă. Și ăla de pe trotinetă s-a aruncat efectiv de pe trotinetă și a trecut strada așa, gen prin fața mea. Băi, aveți grijă, vă rog frumos, nu faceți la fel, asigurați-vă de mașină ca să nu muriți, nu de alta. Bate viul ăsta. Bă, e superb. Și ghiște apa încălzită. Auto pe Diana. Bună, Dia. Am ajuns aseară destul de târziu și prietenii mei erau plecați la film. Și acum hai să mergem să-i prezentăm puțin mașina lui Gami. Bine, o să rog să fac abstracție de faptul că e dezordine în mașină. Bă, cât de cald e, nu vine să cred. Am uitat cât de cald e aici la București. Incredibil, așa ceva vere m-am plimbat. Nu știu, cred că 20 de minute pe aici pentru că am uitat unde stătea tovarășul meu, voi vă dați seama? Hai să intrăm peste el. Bă, dar nu m-am gândit, mă, să spăl și eu înainte un pic. Urâtă prima impresie o să-ți faci. Oh, shit, Gucci flip-flops. Trebuia să spăl, nu, era bine. Trebuia să spăl înainte, am uitat. Da, aici da. A, și-ai mutat canapeaua lui bunica. Da, da, e în spate, mă rog, e dezastru ce e în spate. De ce? Că am văzut cu tovarășii mei. A, de ce spernele? Da. Că normal le folosea mama când conducea, dar ar trebui să scap de ele. Nu mai spune. Ia, hai să dăm o tură cu ea. Tu conduci. Așa ai condus până aici? Așa? Da, ce are? Jure de că trebuie să ți-l dai mai în spate, nu vine să cred. Sunt cotul. What? O să mori dacă ți-are airbag-ul în față. Credeam că avem aceeași înălțime și de fapt o avem. De ce la tine e așa? Tu ai mâini lungi, vere. Știi să spui scaunul. Chiar nu știu să-l pun. Cum muți volanul? Nu știu. Nu l-am mutat, așa mi l-a lăsat. Așa. Sfer de cheie. Da, mă, da, ce vorbești. Mama, dar n-am văzut ambreajul mai cum de viața. Toți prietenii mi-au zis asta cu ambreajul, n-am ce să-i fac. 331 de cai. Oh! Se pare prea ghilar să te văd pe tine în Passat. Race car. Are frâne. Hai că are frâne. Ai intrat turbina. Chiar nu se pare prea hilar să te văd pe tine în Passat, nu vine să cred. Nu te așteptai că poți să conduc manuală sau? Cred că conduci a șasele. Care e manual? A șasele nu e manual. Nu? Cred că e manual până acum. Ia zi, ne agățăm și noi de asta. Hai că ne agățăm. Dar n-ai ace? Ba da, dar nu cred că mai am frâng, că pare cald aerul pe care îl bagă. Asa, mă. Vezi că am și până porot. Ai putea să o conduci ca și daily? Nu. De ce? Că în primul rând n-are freon. Acum, după ce mă duc acasă, duci și spui freon. Vezi ce consum am față de tu? 10-2. Mă rog, tu cât ai? 7. De ce am 10? Am motor 2-0. Apreciază că e barcă, ia de stânga dreapta de volan. Nu, că murim. Băi, nu mai pot de cald, e cald. Și mie. Mi-am luat permis. N-am murit mă motorul, ce ai? Deci merge scruze. Da, uite, merge mașina. Merge scruze. Pune-i freon. Aruncă husele astea. Păi da, dar nu mai țin mult, că mi-a pain. Ce mașină? Ah, e bine. Concluzie. 10 din 10. Ți-ai luat Passat? Cât mă vinzi? 600 de euro. Mulțumesc. Ok, dacă mi-a pus Gami scaunul, stau prea bine la volan. Ce e nașpa e că am ajuns acum acasă și cineva a parcat fix în fața locului meu de parcare. Și eu având mașină mare, nu pot să o bag acolo. Și trebuie să o parchez aici la Ghene și lumea o să-mi pună gunoi pe mașină. Sau poate o bag pe locul lui Mădă. Hai să-l sunăm să vedem dacă ne lasă. Era bine. Mădă, dacă vezi vlogul ăsta, bro, nu te supăra pe mine, crede-mă, am avut un motiv. Mă sunt de începător, ok?